Deci, sunt extrem de entuziasmat în primul rând, foarte, foarte fericit. Foarte, deci bună, bă! Salutare, paprim prieteni! Astăzi am, tocmai ce am inventat acum amândoi de la dentist, de la ortodontist slash dentist și am făcut o decizie foarte, foarte bună de a-mi pune aparat dentar. Wow! Sunt așa de entuziasmat! Eram cu Claire că m-am întors înapoi, mă uitam la mine așa și mă gândeam, mamă, cât de fericit sunt și asta și să dansam pe stradă cu Claire și asta de fericire că o să-mi îndrept dinții. M-am dus acum la ortodontist, by the way, am un ortodontist care este neamț, îl cheamă Herman. Da, Hilmar. Întotdeauna eu Herman, Hilmar le amestec în orice caz. E un om foarte, foarte de treabă. Am discutat foarte, foarte adânc cu el despre foarte multe lucruri și am vrut să-mi pun aparat dentar de ceramică sau de metal și așa mai departe. Da. Prima dată ne-am vorbit despre un aparat dentar invisibil. Da. Este un fel ca un, cum să zic, ca un bol care îți spune pe dinți. E ca un Invisalign, e un aparat dentar mobil care poți să-l scoți. Dar un aparat așa mobilă și are niște chestii dificil. Pentru că tu îți pune aparat acolo și tu mănânci ceva și din nou aparat aici și e foarte multe lucruri și tu poți să spăla aparat mobilă. Da, 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 e mult mai complicat să fii un aparat mobil, îți aduce multe complicații, în orice caz. Ideea este că sunt extrem de fericit că mi-am ales acum aparat dentar metalic, normal, obișnuit. Și da, o să mă coste undeva la vreo 2300-2400 de euro, dar este extraordinar de bun pentru că sunt o grămadă de beneficii pentru a avea un aparat dentar și pentru a-mi îndrepta dinții. Când am fost la acest ortodontist, mi-a spus neamțul că n-am nicio problemă cu dinții, nicio carie, nicio problemă, dinții mei sunt perfecți, numai că trebuie îndreptat dintele ăsta de sus de aici și în general un pic dinții și ăsta de jos de aici și asta e toată chestia. O să dureze aparatul dentar, o să-l port în jur de un an și jumătate maxim, a zis. Dar... Și dependentă? Depinde. Dacă tu ești foarte consistent cu periuțe de dinți. Și o să fiu extraordinar de consistent pentru că Claire a avut și ea un aparat din ăsta în trecut. Da, același. Da, și ție ți-a dat dentistul cât timp ți-a dat? Cât timp ți-a spus că o să îl porți? Pe mine a spus 2 ani cu aparat dentar. Da. Dar chestia este, am avut 13-14 ani și am fost foarte consistent cu chestia pentru că după niște timp eu am nevoie de elastic de la sus până jos și fiecare ziua m-am făcut asta și după un an el a spus, e gata. Da, deci dacă ești consistent cu curățat de cure, să te îngrijești așa cum trebuie să o faci, fără să muși din mere, sunt mai multe chestii pe care o să le primesc eu, pe care sunt vreo 10 pași ca sau 10 lucruri pe care nu trebuie să le faci în momentul în care ai un aparat dentar pentru a evita problemele și astea. Dacă te ții de toate lucrurile alea ca lumea, poți să termini și într-un an, de exemplu. Este așa, da. Și ce este foarte important și despre ce eu sunt foarte fericită că tu și tu crezi că asta, este că cu dinți suntem toată viața noastră. Da. Deci e foarte important că avem dinte într-un stat foarte sănătos, pentru că folosim dinte pentru ceva ce e foarte necesar pentru noi, mâncăriță. Da. Deci dacă tu ai problemele cu dinte, nu poți să mănâncă un măr sau nu poți să mânca o înghețată sau ceva. Da. Deci e foarte important că ai o sănătate și pentru chestie că dacă ai tot în gură foarte sănătos, are un link cu rest de corp. O conexiune cu inima, cu toate celelalte organe care dacă ai dinți sănătoși, ai și un trup sănătos, pentru că dinții nesănătoși, dacă ai dinți nesănătoși, poate să-ți afecteze și alte organe, asta e știută, și poate să-ți provoace alte boli. Da, dar e vorba și de estetică, scuze-mă că te-am întrerupt. Dar e așa, și este o formă de estetică, bineînțeles. Dar pentru tine tu nu ești foarte cu rușine sau ceva. Nu, dar n-am de ce să-mi fie rușine, pentru că dinții ăștia nici măcar sunt perfecți, albi, perfecți, curați, fără probleme, fără carii, fără nicio boală. Singura chestie este că am un pic dinții strâmbi, dar până la urmă și la coadă sunt, adică sunt căsătorit, femeia mea mă iubește pentru ceea ce sunt și pentru așa că o fac pentru
pentru mine, doar ca să am dinții drept, să nu știi, adică... sănătate. Și sănătate și astea, da. Pentru că este mult mai ușor să merge cu periuțe de dinți. Da, da, da. Și Claire a tras de mine vreo câțiva ani, du-te și pune-ți aparat dentar și astea, pentru că e bine pentru tine și astea. Și am zis, am anulat. Până acum m-am gândit, mă, hai să o fac și cu asta, basta, în octombrie acum am pune aparatul dentar și s-a terminat și o să fie bine. Sunt foarte curioasă. Și eu sunt foarte fericit și asta. Și am o simțire foarte pozitivă despre chestia asta, pentru că, bineînțeles, și acum suntem la un dentist în Olanda pe care noi simțim foarte bine. Da. Bineînțeles, George se simte mult mai bine acolo. În trecută, poate ne-am spus ceva despre asta, dar în trecută ne-am avut niște dentiști aici în Est Olandei care nu a fost cu un vibe foarte frumos, foarte bun, da, da, da. Pe mine și pe el. Da. Deci acum suntem cu un dentist, mulțumită lui Dumnezeu că este un loc extraordinar și da, da. Sunt așa de, cum să zic, honest. Sunt onești, da. Sunt foarte comunicativi, sunt extrem de sinceri. Da. Și îmi place foarte mult că vorbește și în limba engleză, fiind nemți și astea, și mă simt foarte bine ca și un străin, mă simt întotdeauna că sunt primit. Da, este un respect foarte mare, da, unul, da, pe, da, celălalt și da. Asta e foarte frumos. Așa că o să mă vedeți în curând cu aparat dentar și când o să fac așa o să fie... Suntem foarte curios, da, dacă voi ați avut un aparat dentar sau da. Poate tu gândiți despre un aparat dentar. Da. Lasă noi și stim în comentariu. Așa. Așa că duceți-vă la dentist, aveți grijă de sănătatea voastră orală și întotdeauna gândiți-vă și la estetica voastră, dacă aveți posibilitatea să o faceți, faceți-o, pentru că mai devreme sau mai târziu o să simțiți un pic de regret, pentru că uite, eu simt un pic regret că n-am făcut-o mai devreme, dar mai bine mai târziu decât niciodată, așa că... Așa este, da, așa da. Este și sunt foarte mândră de tine, pentru că acum simte ca un timp bun pentru asta, în trecut exact. Ne-am simțit despre asta. Da, 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 deci... abia aștept, da. Te păcu, eu, tata, tati. O, câtă iubire în acest videoclip, dar nu știu de priviți. Deci, vă dorim tuturor sănătate, Doamne ajută, un weekend fericit, să aveți grijă de voi și ne vedem data viitoare! Vă pupăm! Vă pupăm, pa!